Acuzat că a pus piedică în reformarea justiției, ministrul Stelian Ion declară că simte o presiune împotriva sa. Ion susține că face exact ce îi dictează conștiința și ceea ce consideră că este corect pentru justiție. Declarațiile au avut loc în contextul în care președintele Klaus Iohannis l-a criticat pe ministru pentru blocajul din coaliție privind desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție și legile justiției. În urmă cu o săptămână, președintele Klaus Iohannis l-a criticat pe ministrul justiției Stelian Ion și a reproșat întârzierea în modificarea legilor justiției, dar și eșecul discuțiilor despre desființarea secției pentru investigare a infracțiunilor din justiție. Din punctul meu și al ministerului de vedere, calea potrivită este respectarea programului de guvernare, unde este scris negru pe alb ce trebuie să se întâmple cu SIJ. Trebuie desființată, mai mult decât atât. Am spus acolo că trebuie refăcută competența DNA-ului, pentru că, de fapt, tema SIJ este strâns legată de ceea ce se întâmplă și se va întâmpla pe viitor cu DNA-ul. Mai mult, acesta a susținut că ar trebui ca toți liderii politici să fie implicați, nu doar să asiste la aceste discuții, pentru că sunt lucruri care nu vizează doar Ministerul Justiției, ci vizează România. Ministrul a spus că există o ofensivă împotriva lui în ceea ce privește desființarea SIJ. Aș putea spune că simt presiunea asta, dar vreau să spun un lucru foarte clar. Avantajul meu este acela că nu mi-am dorit în mod special să am această funcție, să dețin această funcție. Nu voi face orice, nu voi face compromisuri de natură să regret la un moment dat doar pentru a păstra funcția. Deci sunt foarte relaxat din punctul ăsta de vedere. Oricâte discuții vor fi pe tema asta, voi face exact ce îmi dictează conștiința și ceea ce cred că este corect pentru justiție. În cazul în care secția specială nu va fi desființată în forma propusă de el, Stelian Ion spune că ar fi încălcat programul de guvernare. Dincolo de asta, nu văd cum să nu se ajungă totuși la o soluție agreată de toate părțile. Aici nu este vorba doar de mine, nu este vorba de persoana ministrului justiției, este vorba de USR Plus, este vorba despre faptul că am agreat împreună o variantă și tot împreună trebuie să găsim o soluție care să fie acceptată de toate părțile, dar în aceste limite, repet, ale programului de guvernare și ale angajamentelor pe care ni le-am asumat.